și vă mulțumesc pentru dragoste. Aceasta a fost, practic, partea importantă a conferinței părintelui. Pentru cei care doriți să mergeți să vă culcați copilașii, o puteți face. Pentru cei care doriți să mergeți să intrați în programul de seară, o puteți face. Eu provoc încă o dată dragostea părintelui să mai rămână cu cei care vor să mai rămână, să răspundă câtorva întrebări. Am observat că în parohia noastră sunt creștini care au câteva întrebări importante din ce am vorbit cu ei zilele trecute. O primă întrebare a unei doamne ar fi, părinte drag, cum să obținem noi virtutea răbdării? Deci aici, în București, nu există virtutea răbdării. Nu există. Adică nu are nimeni răbdare pentru nimic. Toată lumea se grăbește. Și aș vrea să ne răspundeți la întrebarea asta, pentru că avem nevoie de răspunsul simției voastre, mai ales că veniți dintr-un oraș mai aglomerat decât București. Cum puteți să aveți răbdare într-o metropolă ca București, ca Parisul? Și vrem să ne spuneți cum să obținem și noi această virtute a răbdării. Tânjim la ea, o dorim și nu o avem. Și am vrea să o avem. Pornind de la descrierea foarte măgulitoare pentru noi, dar în același timp nerealistă a parohiei mele, adică sigur că oamenii se rog acolo, sigur că s-au împărtășit mulți, pentru că așa este la noi, sigur că sunt mulți copii, nu contest lucrul acesta. Doar că să nu idealizăm, în sensul că, haideți să fim foarte onești. Suntem într-o lume care nu ne-a dat împărtășit valorile noastre. Dacă nu facem așa, ne stingem în următorii 10, 20, 30 de ani. Oricât ar fi de frumos. Deci e o luptă de supraviețuire pentru noi, viața noastră creștină, și dacă ori este ceva duhovnicesc, ceva autentic, ceva care are forță, ori dacă nu ne stingem. Impactul societății asupra noastră, asupra copiilor, în special la școală, este devastator. În sensul că în marea majoritate a lucrurilor pe care le învață într-o societate unde valorile nu sunt cele pe care le trăim în viața bisericii. Și atunci apare la un moment dat o contradicție câteodată între ele, deși ar trebui să poată să funcționeze și unele și altele. Adică ar trebui să știu să fiu creștin oriunde aș fi. Ei, și cu toate acestea este foarte greu. Deci noi observăm lucruri care sunt, cum să spun, sunt relevante. Și pentru mine, de exemplu, nu mi-e foarte ușor să mă duc într-un loc, de exemplu, unde ei nu știu că sunt preot și să-mi fac cruce. Deci, vedeți, sunt preot. Dar sunt în medii unde e foarte diferit. Sau, în orice caz, nu m-am dus ca preot. Pentru copii, de exemplu, ne-au povestit într-o parohie cum copiii s-au ferit să se arate că îi recunosc pe preoți când au trecut prin fața școlii, ca să nu-i vadă colegii cum că îi merg la biserică, sunt relați și mai departe. Deci lucrurile sunt niște realități. Dacă în parohiile noastre nu simțim viață și nu simțim intensitatea, dacă pot să spun, a trăirii noastre, ne-am terminat. Acolo într-o generație, două, trei, s-a terminat și cu ortodoxia și cu totul. Bun, revenind acum, apropo de răbdare, nu am răbdare, personal vă spun, nu am răbdare, însă am constatat un lucru. Când am fost hirotonit, eu de fapt am făcut un fel de tahicardie care s-a întins zile în șir, în sensul că mi-am dat seama că sunt preot. Și m-a dat un pic atât de mare de realitatea mea, adică de mine, însumi, am zis ce o să mă fac acum cu mine. Pentru că nu știu cum să pot să duc lucrul acesta. Și am început să-mi bată inima și nu se mai oprea. Deci 8 zile și nu se mai oprea. Mă sculam și îmi sărea inima. Din nou. Ce mă fac cu mine? M-a băgat? Ce fac? Și, noroc, a venit timpul slujirii. Și când am ajuns în biserică și am pus să intru în altar, să iau pe cineva, trebuie a venit o pace așa lăuntrică în mine, care s-a instalat în mine, și am început să spun cuvintele slujbei dintr-o cele ale păcii. Adică am uitat de tot trebuie. Concluzia este că pe măsură ce am slujit, am scăpat de tachicardie. Da? S-a terminat problema. Dar așa pe nesimțit. Acum revenind cu nerăbdare. Sigur că e mai sus ca intensitate în Paris și ne-au povestit cei care vin din New York că Parisul e un fel de oraș așa, provincial, pentru ce duc ei acolo. Adică noi suntem obișnuiți cu niște timp de reacție și cu niște lucruri, cum să spun, se petrec foarte repede, mai repede decât aici. Mai repede. E sigur că sunt multe lucruri unde se petrec mai repede. Trebuie să decizi foarte repede. Pe de altă parte, avem timp de așteptare cu mașină teribil. Avem bușoane, nu avem bușon. Deci, stăm câteodată, ne-am obișnuit. Vă spun sincer, ne-am obișnuit. Deci, de exemplu, dacă e o adunare cu toți preoții, n-am prea simțit o întârziere,
Nu ne mai stresăm. Știm că se poate. Dacă un preot întrebe, știm că se poate. Nu ne mai consumăm pentru fiecare chestie. Suntem obișnuiți. La un moment dat, atât am săturat de stresurile care veneau asupra mea cu toate chestiile astea, că am zis, măi, oricum sunt repetitive, deci încerc să nu mă mai stresez pentru ele, că oricum am parte de ele tot timpul, a devenit exact precum știrea care se... Azi e o știre extraordinară, mâine e o știre extraordinară, mâine e o știre extraordinară, tot timpul e o știre extraordinară, deci e foarte banal până la urmă totul, deci ne-am obișnuit cu extraordinarul. Suntem nevoiți să așteptăm. Sunt timp de așteptare, mai ales cu mașina. Poți să stai 10 de minute, poți să stai mult, poți să mergi la tur, da? Deci la plecare 2 ore și 100, la întoarcere fac câteodată 4. Cine calculează cum mai fac o oră și 3 sferturi în plus? Conducând. Dar în același timp fac multe alte lucruri. Ascult, mă rog, tot felul de lucruri fac. Gândesc, de exemplu. Am timp de așteptare prin lucrul meu. Am o profesie pe lângă proție care îmi pune timp de așteptare. Ce fac? Eu scriu anumite lucruri, corespondesc cu ceilalți. Adică câștig timpul. Rețineți un lucru care pentru mine e foarte important. Cel mai jos, cel mai rudimentar mod de a-ți petrece un timp e doar să scoți bani din el. Da? Deci, de exemplu, dacă sunt... N-ați înțeles. Mai spun altă. Cel mai jos mod de a folosi timpul meu e doar să scot bani din el. Înțelegeți? Deci, dacă sunt într-o așteptare pe servicii, pe ceva, câștig timpul ăla dacă mai fac ceva duhovnicesc. Dacă câștig timpul respectiv, era vestit un preot în Italia, unul din cei mai vechi, așa, vechea generație, toată viața lui a stat la feiaje, la astea unde se plătea pe autostradă. Dar el își făcea toate chestiile și le pregătea pentru parohie, deci pregătea toate cu cartonașe, cu chestii, cu lecții, cu nu știu ce, iar seara intra în biserică și făcea cateheze cu ei și așa mai departe. Fiecare se adaptează. Deci trebuie să ne adaptăm continuu, să câștigăm tot timpul pe care îl avem la dispoziție. De exemplu, poate să sune telefonul și după o disciplină, atenție, deci duminică, de exemplu, zi, spun în sfârșit, gata, acum sună telefonul, misiune. Nu permit să nu iau, pentru că vreau să câștig și bani. O iau, plec noaptea, câteodată lucrez noaptea, lucrez câteva ore. Am timp de așteptare, de exemplu, chiar dacă e peste noapte, când ți-ar veni să dormi, de exemplu. Da, timpul ăla îl câștig, ori gândesc ceva acolo. Poate să vină o idee despre ce voi face, nu știu în ce context, trebuie să pregătesc ceva. Fac timpul de așa manieră că să-l câștig tot. Revenind. Asta dă o lovitură mortală în nerăbdări. Pentru că, de fapt, eu tot timpul sunt într-o lucrare care doar variază în funcție de ce posibilități am în locul respectiv. Deci dacă v-a blocat aici pe mașină, oricum sunt. Și aici sunt blocaje în România, mai de cap nostru, Bucureștiul, le constat. Dar, în mașină, pot să fac foarte multe lucruri. Adică, trebuie câștigat timpul ăla. Asta să nu faceți un accident din cauza mea și după aia să treacă pe conștiința mea. Fiți cu multă grijă când conduceți. Niciodată nu se ține asta în mână când conduce așa mai departe. Dar, pe de altă parte, se pot face multe lucruri și se câștigă acest. Eu asta încerc să răspund. Deci nu atât suportând timpul, pentru că nu-l suport, pentru că am foarte multe lucruri de făcut, dar îl investesc în lucrurile respective. Când starea mea e cea mai așezată, mă pot ruga. Și dacă m-am rugat, este un câștig. Dacă nu sunt atât de așezat și nu pot să stărui cu lucrul acesta, gândesc anumite lucruri. Limită în mașină, câteodată când se lungește, ascult la radio. Dar câteodată lucruri foarte interesante care constituie un fel de ingrediente pe care le folosesc, de exemplu, când vorbesc cu oameni, de exemplu, cafea, decutare lucruri, știți? Toate sunt folositoare. Deci aș zice că codificarea noastră tot timpul să fie spre formare continuă. Tot ce se întâmplă cu noi o formare continuă. Și orice timp poate fi câștigat. Și atunci eu cred că cu răbdarea... A, da, să vă spun cum. Spune așa că, cică, răbdarea este aceea care începe acolo unde se termină răbdarea. Deci, eu văd la Părintele Cleopa, spunea răbdare. Dar era Părintele Cleopa. Eu încerc să fac cât pot cu mijloacele de bord. Dar răbdare cu oamenii. Aici e mai greu. Răbdare cu oamenii. Am Părintele Joachim Parpa. El a spus un lucru fascinant, apropo de dăruire. A spus așa, pe când dăruiești cuiva ceva, pe tu să-i fie recunoscătorului. Pentru că, în fond, Dumnezeu ți-a creat contextul în care tu poți să fii dăruitor. Da? Deci, apropo de răbdare cu ceilalți, când alții îmi nejugulesc, să știți că pe fiecare intervenție, cam sistematic, pe fiecare intervenție, am unul care împroașcă cu mizerii. Mizerii urâte de tot. Și problema nu e pentru mine, că eu le suport, n-am nicio chestie. Dar sunt și copii. Câteodată care urmăresc. Și nu vreau să beneficieze de toate chestiile. Eu, în general, îi blochez, ori mă ajută alții, mai blocăm. La unul mi-a făcut, era un din ăsta supărat, cred că satanist sau ceva.
mi-a supărit că n-aveam nicio șansă să mă blocați pe un ID din acela, un identificator, care de fapt reflectă altceva, e o chestie falsă, nu știu, se pricepea la informatică, și nu-l găseam. Deci el nu exista și el în același timp exista și mă pușea pe mine. N-am avut ce să fac, a trebuit să-l suport, am mers în continuare, doar l-am ignorat. Da. Și după am șters comentariile care erau absolut mizerabile. Deci, sigur că sunt toate lucrurile acestea care se întâmplă. Însă, codificarea noastră e foarte simplă. Eu trebuie să câștig spre Hristos cât mai mult cu tot ceea ce fac eu. Că sunt oameni, că sunt lucruri, că sunt contexte și mai departe. Neîncetat încredințăm lui Dumnezeu tot ce vine asupra noastră. Aici e problema noastră. Că noi nu încredințăm lui Dumnezeu și vrem să le tratăm cu forțele proprii. Și atunci ne jumulez de nu ne vedem. Dar dacă, de exemplu, a venit o supărare, de exemplu, la școală, sunt student, a venit nu știu ce. Doamne, am supărarea asta, încep să mă rog. Deci a început să lucreze. Eu asta îi sfătuiesc pe oameni. Tot timpul să încredințez. Tot timpul eu o continuă încredințare lui Dumnezeu cu toate. Și să vedeți ce echipă bună se face. Da, frumos, Patriarhul Teotis, Dumnezeu să vă mihnească. Era asaltat de oameni care veneau cu probleme din toată Patriarhia și a venit cineva cu o problemă de la Sibiu, mi-amintesc. Și Patriarhul zice, dar băi, mergeți la Sibiu. Mergeți acolo, dar tu mergeți la Sibiu. Prea fericirea voastră, am fost la Sibiu, dar mergeți, n-ați mers, nu e trebuie. Mergeți la Sibiu. Și la final zic, prea fericirea voastră, fiindu-i diacon, îmi permiteam când se termina programul, dacă era ceva care m-a supărat și pe mine peste zi, îi spunea, ca unui părinte bun, prea fericirea voastră, l-ați trimis la Sibiu. Totuși. Măi, Vasile, nu le mai luat un piept, mai dă și prin dreapta și prin stânga, ca să mori mai tânăr. Deci dacă e o problemă de la Sibiu, să se ducă la Sibiu. Dacă e o problemă de la Cluj, da, păi mergeți la Cluj. Și am înțeles taina. Care e taina? Sunt oameni care nu vor să descopere problemă și caută rezolvare în afară, în altă parte. Și atunci tu trebuie doar să-l ajungi, să-i pui oglinda în față și să realizeze unde este greșeala. Și să realizeze că greșeala este înăuntru. Mă sună astăzi cineva și îmi spune, părinte, mi-au plecat 3 oameni de la muncă, mi-au și-au dat demisia astăzi. Și am citit și psaltirea. Și îmi spune, dragă tati, dar ia amintește-ți tu, când îi certai tu pe muncitorii ăia, nu-i făceai să se simtă mizerabil? Ba da. Păi vezi, tata. Ia uite-te tu, când ei îți greșeau cu ceva, nu le reproșai și îi făceai să se simtă mizerabil? Ba da. Păi ia vezi tu că nu pleacă nimeni de nebun, tata. Ori dă-le mai mulți bani, ori dacă nu e vorba de bani, e vorba de comportamentul tău față de ei. Adică ia uite-te puțin în tine și caută cauza, nu cumva e la tine cauza și nu vrei să vezi treaba asta. Da, astăzi oamenii sunt foarte sensibili. Nu mai suportă nimeni să corecteze sau să-i spui ce are de făcut, că se supără imediat. E, noi ne luăm curajul să o spunem. Și cu dragoste o spunem și văd că ucenicii se mulțesc. Înseamnă că le place totuși celor care vin. Adică, eu nu am partipric cu nimic. Eu îi iubesc pe toți oamenii la fel și sunt chemat de Dumnezeu să slujesc adevărul. Știți care este adevărul? Atunci când ai o problemă, nu am să ți-o spun. Și atunci vei ști cum stai. De aceea vă îndemn, dacă prietenul vostru, nu știu, fumează, spune eu cu dragoste, omule, eu te iubesc, dar nu e în regulă că fumezi. Poate că ar fi bine să te gândești. Adică, nu băgați sub preș greșeli din anumite interese uneori. Greșelile prietenilor sau rudenilor sau soțului sau soției, nu acceptați să trăiți în greșeală lângă cel care greșește, că acceptarea greșelii aproape lui este și greșeala ta. Pentru că nu i-ai spus la tine. Poate că n-ai știut cum să-i o spui. Obligatoriu, spune eu cu dragoste. Deci, este esențial să ai răbdare să-i o spui când poate să o primească și caută problema dacă nu cumva e în tine. Și dacă e în tine problema, rezolvă-ți-o. Și dacă vin mulți așa spre tine, fă și tu ca patriarh. Mergeți la Sibiu. Adică ia-ți un ajutor și deleagă. Mai deleagă puțin. Nu poți să le faci tu pe toate. Sunt soții care își doresc să facă totul în casă și obosesc foarte repede. Dă-i și soțului de făcut, dă-i listă. E simplu, uite, rugăminte. Fă și tu asta, asta, asta și asta. Și delegi. Nu?
mai delegați, nu le luați pe toate în piept, e greu, e greu să le duceți pe toate. Trebuie să și vrea soțul, nu? De adevărat, dacă le legați așa frumos, dragul meu, uite, fă-o pentru mine. Cred că v-am frumat într-o zi, va vrea, nu? Mai așteptam întrebare. Mă gândesc doar la, de curând am fost la Limur, la metropolia noastră și a fost și o seară așa, așa, cântat acolo. Și copiii noștri au cântat și Vasile meu nu vrea să cânte. Și l-am văzut pe Naptul rugându-l pe Vasile. Hai, Vasile, te rog, atât de frumos i-a spus. Încât, deci, atât de frumos l-a rugat. Deci nu i-a spus ceva diferit de cum spunem noi, dar intonația a fost de așa manieră. Cât era imposibil să le zici, așa că este extraordinar de rugăminte. Dacă o faci, o faci frumos și cu dragoste. Cine mai dorește să ne întrebe ceva? Nicoleta? Da, vă rog. Da, vă rog. Da. Am dus la părintele Răzvan Ionescu în 2013 la Biserica Sfinției Sale de Sfânta Paraschiva. Și am avut o lansare de carte la părintele Galeriu. Așa. E bine, eu n-am reușit să mediatizez evenimentul decât anul trecut. Printr-o carte centenar, România centenar, părintele Galeriu, în care am inclus evenimentul petrecut la dumneavoastră și când am aflat pe rețeaua de socializare astăzi că sunteți aici la părintele Vasile Ioana, am venit să vă dau o carte, una pentru dumneavoastră și una pentru studenta mea, Tatiana Coman, care a creat evenimentul. Deci cartea din 2013 a fost făcută pentru românii din diaspora. Și ea a dat o tentă ecumenică cererii mele la Fondul Cultural. De asta a reușit. Deci cartea practic nici nu a fost în România. Dar nu mai știu ce, pe unde e, așa că dacă îmi dați cartea și pentru ea am încurcat-o. Nu, am întrebat-o pe WhatsApp. Perfect. Și a zis că m-a venit cu dumneavoastră. Bun, perfect. Da. Perfect. Atunci este super. Mulțumesc. O să vedeți, sunt și fotografii la sfârșit. Care dumneavoastră se duce acolo alături de episcopul Marc și de fiul nepotul părintelui Galeriu. Eu cred că am reușit acest lucru pe rugăciunea părintelui Galeriu și pe jertfa lui Cristian, părintelui Cristian Galeriu, care a cântat la dumneavoastră la strană în perioada masteratului. Dumneavoastră o aveți deja acasă? Da, o am deja, o am deja. Mă las un pic interpelat de mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, doamna Argentina. Și mă iertați, am școală mâine și nu mai am răbdare. Da. Mă iertați. Doamne, zice doamna profesor. Părintele Galeriu e figura aparte. Și fără să nu m-am numărat printre ucenici lui, însă mi s-a întâmplat din când în când, vânându-l pe probleme de bioetică, să stau după el. Să stau după el să-l caut, până nu ieșeam cu cuvânt de la el, nu plecam de acolo. Am apucat o singură dată să facem o conferință împreună la Facultatea de Fizică, iar Cristian Galeriu face parte din cei care au fost în Paris în perioada aceea de începuturi și așa mai departe. Asta ca să vă situez un pic contextul. Deci pe părintele Galeriu chiar m-a întrebat odată așa, zâmbind, reușim să-l căsătorim pe Cristian, întreabă mine, dar nici eu nu eram foarte la distanță de vârsta lui, dar în sfârșit, cumva, atunci se așezau lucrurile. Pentru noi, vă dați seama că este să ne fi întâlnit cu personalitățile acestea. Vreau să vă spun că, de exemplu, când m-am pregătit, adică în ziua când m-am dus la examen la Facultatea de Teologie, mi-am pus înregistrarea audio cu părintele Galeriu, pentru că într-o 10-20 de minute te introducea tot Duhul ăla în toată starea aceea lui. Și când am simțit că așa s-a ridicat nivelul, așa m-am dus la examen și așa am scris acolo. Deci, vedeți, lucrurile acestea acum mi se par și mai firești în viața bisericii. E foarte important să ne bucurăm, să ne dăm seama ce dar ne-a făcut Dumnezeu prin oamenii care am intrat în contact și la rândul nostru să dăm mărturie. Așa că mulțumesc din suflet și pentru carte și pentru faptul că îl evocăm aici. Pentru că să ne dăm seama că nu o să mai fim unii și alții, de fapt, cum a rânduit Dumnezeu contexte în care ne-am ajutat unii pe alții pe drumul acesta mântuirii. Și sigur vom purta recunoștință unii pentru alții. Să știți că am fost și eu atunci cu Cristian Galeriu la Paris. Prima dată eram un copil și mă cheamă părintele Galeriu, eram coleg de cameră și coleg de bancă cu Cristian, bun prieten, cântam împreună la strană
și ne-a susținut el toate cheltuielile pentru a merge la Paris. A fost prima capitală pe care am văzut-o în viața mea europeană în anii 90. Cu ce cuvânt am rămas de la Părintele Galeriu? Mă chema să cânt ca diacon și spunea Părintele că credincioșilor lui de la Silvestru le place și cuvântul, dar și cântarea. Și el spunea așa, Vasile, reține un lucru pentru toată viața ta. Totul se întoarce aici. Și binele și răul. Faci bine, binele ți se întoarce. Faci rău, răul ți se întoarce. Întotdeauna matematic, Vasile. Ai făcut un rău unui coleg de la serviciu. Ai vorbit pe cineva de rău. Vei fi vorbit de rău. Ai făcut un bine unui om pe care poate că nu-l cunoști. Te-a enervat cineva și nu mai puteai. Și spuneai, gata, termin. Și te-ai abținut. Ți se va întâmpla ceva bun la un moment dat, în oglindă. Deci, mie mi-a rămas acest cuvânt și țin minte cum mi-o spunea. Ține așa mâine, Vasile, totul se întoarce. Și binele și răul. Fă binele și se va întoarce binele în viața ta. Și se va întoarce, și se va întoarce și viața ta va fi un șir de lucruri bune. Și cu timpul, lucrurile bune vor deveni un șir de minuni. În viața credinciosului autentic, viața lui este un șir de minuni. În viața omului rău, viața lui este un șir de nenorociri. Tot răul vine de la păcate. Gândiți-vă bine. Rezolvați-vă, închideți-vă cercurile și gândiți-vă că tot ce faceți se va întoarce. Aceasta este mărturia cuvântului Părintele Galeriu în seara aceasta. Dacă vreți să rămânem cu acest cuvânt, putem să ne oprim aici. Nu vreți? Atunci, dacă vreți, haideți să luăm două întrebări și să ne spună cineva ce are să ne întrebe. Rămânem cu cuvântul Părintele. Nicoleta, te rog, Nicoleta, te rog, te rog. Rămânem cu Părintele Galeriu. Te rog, Nicoleta, mai ales că tu ești fiică duhovnicească a Părintele Nicolae Bordașilu. Nicoleta este una din fetele de bază de parohie. Asta e Nicoleta și atât. Nu-i place să o lăudăm, e o fată bună. Doar, da. Înseamnă că și hrana noastră tot un dar de la Dumnezeu și cred că ne vine mai ușor să suportăm postul că iubim pe dăruitorul și cineva îți dă un cadou, eu cred că normal ar fi să iubești mai mult persoana care îți dă cadou decât obiectul în sine, care e trecător, se spui că e perimat sau perimare sau cum se poate spune. Și mă gândesc că o ușurință în ținerea postului ar fi să ne învingem aceste pofte alimentare care sunt aproape la toată lumea, din iubire de față de Dumnezeu, pentru că El ne-a dat hrana aceasta și atunci cred că am putea înlocui cantitatea, să zicem, alimentară cu mai multă rugăciune, semnul iubire față de Dumnezeu. Este bine ce spun sau nu? Asta era întrebarea. Eu aș zice cu alte cuvinte, da? Și dumneavoastră da. Vedeți cum merg cele două întrebări. Vedeți, Dumnezeu lucrează prin firescul nostru și ne poartă spre suprafiresc, dar într-un mod firesc. Dumnezeu știa că avem nevoie de mâncare. Ne dă mâncare, numai că ne dă mâncare duhovnicească. Oamenii se căsătoresc, așa i-a făcut Dumnezeu să facă. Le-a dat binecuvântare și le-a dat posibilități ca ei să se împlinească prin asta și să dobândească mai mult decât simpla întâlnire între două exemplare de specie umane, să dobândească cerul. Așa. I-a îmbăiat, i-a uns cu un eren, le-a dat posibilitatea de a gusta din tot ceea ce este în jurul lor. Gustatul acesta nu e numai alimentar, este în multe chipuri. Chiar uitasem să vă spun de aici, era un cuvânt foarte frumos că omul mușcă cumva din lumea din jur. Părinții filocalici spun așa, că fiecare simț al meu e ca o gură care mușcă din lume. Cu simțurile mele deschise, eu mușc din lume diverse conținuturi și le metabolizez și le devin parte din ființa mea.
Ceea ce este însă uimitor în viața Bisericii este că Dumnezeu ne aduce să-L gustăm pe El. Deci, miezul a ceea ce se întâmplă în viața Bisericii este cina euharistică, este euharistia. Noi îl gustăm Dumnezeu. Însă diferența, spune cineva foarte frumos, cred că de la Capasima Coace, este că nu noi îl asimilăm pe El, ci El ne asimilează pe noi. Adică noi devenim trupul lui Hristos. Noi îi dăm niște lucruri trecătoare și perisabile și așa mai departe. Ce ne dă El în schimb? Lucruri neperisabile. Și atunci rostul postului și revenim spre El. Sigur că, în ultimă instanță, toată gustarea aceasta ne obișnuiește cu gustarea celui care, prin toate acestea, ne vom suferi de El însuși. Deci mai devreme sau mai târziu trebuie să ajung la El. Sigur că îl iubesc pe El odată ce dă într-un mod în mine care nu înseamnă cu nimic omenesc. Și vă ilustrez acest lucru. Gândiți-vă ce face Duhul Sfânt în noi. Noi cât de cât ne cunoaștem sufletele așa, cei care interacționăm și suntem din familie. Dar gândiți-vă la cineva care vă cunoaște sufletul așa cum nu îl știți nici singur. Ce capacitate are de a da ceva exact care se mulează de sufletul nostru. Asta este Duhul Sfânt, asta face. Deci capacitatea lui Dumnezeu de a da ca și mulare pe realitățile noastre sufletești nu are niciun echivalent, nici dinspre Satana, care le mai dibuie el așa, dar nu le nimerește neapărat, și nici dinspre om, oricât ne-ar fi acela, pentru că ne cunoaștem mai curând din exterior spre interior. De aceea spunem că Duhul Sfânt este mângâietorul prin excelență. Pentru că felul în care poate să se plieze el pe realitățile noastre nedăruiască este cu adevărat un rai care nu are echivalent cu tot ce se întâmplă în jur. Oricum ar da oameni. Și atunci, sigur că implicit, și mă dau treptate, ajung să-L iubesc pe Cel care dăruiește. Dar vedeți, Cel care se dăruiește nu rămâne niciodată la o distanță față de mine, că prin darurile pe care le proiectează către mine, El tot mai mult se invită El personal ca prezență în viața mea și îl trăiesc pe El și mă trezesc pe simțite sau pe nesimțite, că de fapt îl port în mine, că mă familiarizez cu El, că El e din mine. Vom veni și vom locui în El. Da? Și, de fapt, asta este inclusiv postul sau, de fapt, tot ceea ce duce în viața Bisericii, că ne trezim niște casnici al lui Dumnezeu. Și ca să încheie cuvântul, Arhimandrit Sofronie Saharov, care mă spun contemporan, la un moment dat, fiind cu un cenic, nu știu, stăteau de vorbă, se mișcau așa. Și la un moment dat îți bucnește în râs și spune Dumnezeu ca în mor. Uite ce a putut face din mine. Și el era la capătul unei vieți de devenit în Hristos, sigur că un om care transpărea prin el prezența Duhului și așa mai departe. Dar sunt convins că există lângă implicarea a fond, ca să spunem așa, din partea Arhimandrit Sofronie Saharov în viața în Hristos, deopotrivă o iubire existențială, ce poate să facă Dumnezeu din mine, eu ăsta care mă știu cum era. Cu toții cred că se întâmplă așa, dacă ne punem pe drum. Poate fi definită, ea trebuie să fie trăită. Și mă gândeam să vă întreb în parcursul profesiei dumneavoastră de la Paris, ați reușit cu siguranță să aduceți mulți francezi la ortodoxie și nu vă întreb asta din curiozitate, că dacă ne explicați cum ați reușit, poate ne întărim noi credința noastră mai mult. Vă voi dezamăgi cu multă bucurie. Dezamăgi. În sensul că, dacă vreți, așa ca linie generală, sunt puțini francezii care, care devin ortodoxi în toate parohiile noastre. Este o realitate. Deci suntem joanici la capitolul acesta. De-a poftim? Episcopul Martinețean. Bine, stați, un exemplu. Deci, credeți-mă că dacă ați luat parte la întâlnirile noastre între preoți, și ați vedea analizele pe care le facem. Ați ieșit din imaginea un pic bucolică, așa, a Ortodoxiei la Paris. În sensul că suntem într-o țară care se decreștinează în ritm rapid și în care nu avem nici măcar garanția că copiii sau copiii copiilor noștri vor mai ști ce e Hristos în următoarele câțiva zeci de ani. Așa se pune problema. Toate că suntem atâția plecați.
Pentru că din atâția plecați, câți procentaj s-au dus acolo să simtă că e pronia lui Dumnezeu să-și trăiască ortodoxia în mijlocul acelor care se vedea o mărturie. Deci suntem mulți. Italia, 1 milion și ceva, Spania, 1 milion și așa mai departe. Deci revenim la noi. Eu nu m-a dus pe nimeni la biserică, vorba Părintelui Preopan, ai Domnul liber, noi toți preoți îți spunem, pe ce crezi că tu aduci pe cineva la biserică? Hristos aduce pe la biserică. Deci ne-a liniștit pe termen lung, Părintele Preopan. Referendumul ne-a arătat că nu mai e cazul să ne bătăm cu apă rece. Să nu credeți că vorbesc mai de Occident. Occidentul a venit deja. Aici. Stați niște, suntem în aceleași realități. Poate cu viteză un pic. Niște ani. Da. Dar noi vă putem spune ce se întâmplă acolo și pregătiți-vă că e aproape. Deci, e o chestiune de supraviețuire la ora actuală. Din cauza aceasta nu merge cu măsuri din astea ieftine. Ori îl trăiești din cap până în picioare, ori niciuna asta te costă. Dacă crezi tu că faci nu știu ce. Sigur, mă odihnește că în parochia noastră măcar sunt din când în când oameni care se convertesc. Mulți sunt din căsătoriile mixte, adică ortodox, catolic sau francez, român, româncă, francez și așa mai departe. Mulți, acolo unde este o persoană serioasă care trăiește ortodoxia, se convertesc la ortodoxie mai târziu. Le simțim fragilitatea pe termen lung, adică nu e foarte simplu, pentru că ei nu s-au îmbăiat în ortodoxia asta de la început, de mici. Să știți că e o fragilitate. Însă n-am reușit la ora actuală să interesăm real pe francezi în privința ortodoxiei. O spun cu voce tare în fața oricui, patriarh și până oriunde. Suntem conștienți de lucrurile acestea. De ce? Nu știu. Adică, în parohia noastră se întâmplă că simt interesul oamenilor, numai că noi nu avem o cuprindere, nu sunt foarte mulți francezi. Nu am reușit pe românii noștri să-i ajutăm să ducă viața bisericii. Adică, haideți să fim foarte realiști, da? Iertați-mă, prefer un duș de ceva sfârșit, așa. După baia papării. Câți credeți că încap în bisericile din București, din toți cei care sunt pe aici? Eu am făcut un calcul. Am făcut un calcul. Deci sunt 323 de biserici. Și dacă îți intră în medie 200 de oameni într-o biserică, sunt biserici în care sunt 500 de oameni, biserici în care sunt 20 de oameni, biserici în care sunt 100 de oameni, biserici în care încap 600 de oameni. Deci, pe medie, da? Deci dacă punem o medie de 200 de oameni, înmulțit cu 323, ne dau 60.000, 70.000. Hai cu, așa, cu multă bunăvoință, să zicem, 80.000 de oameni vin într-o duminică, pleacă de acasă, din capitala țării și merg și intră într-o biserică. 80.000. Din 2 milioane jumate. Procentual sunt, cine știe matematică, deci din 2 milioane jumate, 10% înseamnă 200... 7%? Încă stați bine. Deci deja e bine, e minișor. Gândiți-vă că la Paști se triplează sau nu știu ce. Mult mai. Așa și la noi. Odată NATO s-a trezit cu o masă de oameni așa la Limur, la Mitropolie și n-a rezistat, a întrebat, păi de unde veniți? De unde sunteți? Că nu vă văd niciodată. Marea majoritate. Știți că problema se mai pune și așa. Cum de nimeriți? Și cum de... Și ce faceți în restul timpului? Unde sunteți? Da? Deci, revenind la catolici, de exemplu, nu ocupă mai mult de 2-3-4% procent cu toate bisericile lor, Parisul fiind miezul operațiunii. Noi, poate cu 5-6.000 de oameni și așa mai departe, față de grupul cel mai, vorbim de Facebook, da? Grupul cel mai mare de Facebook din regiunea pariziană, parizienii, da? Are 90 de mii. Hai să spune că 90 de mii, 100 de mii, nu știu cât și așa mai departe. 5.000 de noștri suntem sub 500. Da? Deci asta e cam peste tot în principiu. Hai, dacă sunteți mai bine aici, dar e România, atenție, țară majoritară ortodoxă și așa. Deci, nu ne mai putem îmbăta cu apă rece. E o chestiune de supraviețuire a noastră în Occident, pentru că ai mei copii, deși suntem pe actele de România, ei se simt francezi. Deci ei se vor legitima ca francezi întâi de toate. Dacă nu dăm o coloană ortodoxă, o coloană vertebrală care să străbată în generațiile, nu vor ști ce cu ei și am vândut viitorul copiilor noștri, pentru că nu știm ce se mai alege. Eu nu știu dacă vă provoacă frisoane lucrul acesta, dar mie îmi provoacă să știu că în 2-3 generații oamenii ăștia nu mai vor să știe de Dumnezeu, că nu mai au de unde, că nu mai e așa.
Însă, și aici la fel. Deci, singurul lucru pe care pot spun la ora actuală este că ceea ce am făcut știe Dumnezeu și nu strigăm cu voce tare, sigur că sunt și lucruri care ne mângâie, dar toată lucrarea este de la om la om. De la om la om. Puneți-vă problema doar atât, în dumneavoastră. Într-o viață întreagă ați reușit cu adevărat, determinat, pentru viața măcar unuia sau doi sau trei, să-i ajutați să descopere viața bisericii. Așa se pune problema. Suntem într-o populație de 7 miliarde. Gândiți-vă că dacă am oferit, cum să spun, modul protestanților de a ieși către oameni. Ieși riscă martiri în multe zone de, așa, ca noi suntem, așa, bun, bun. Eu am văzut în Coreea unde au fost ce martiri sau în Coreea de Sud chiar până să fie. Deci, mentalitatea noastră de o gradă, de lasă că e bine, că e biserica plină, e dramatică pentru mine. Ne costă scump, foarte scump. Ei, Facebook-ul vă dau un rol cu el. Eu îi încălzesc și pe ceilalți mai un cerc mai larg. Nu se știe din ei cândva cine se apropie un pic mai tare, pentru că deja a văzut că preoții sunt nu cum credea, nu știu ce, patriarhul poate nu-i cum credea, nu știu ce. Și mai departe, din aceștia s-ar putea, la un moment dat, să se nască cei care încep să descopere, să ducă viața bisericii. Nu intrăm la multe situații în care i-am dat premiul al 3, era numărul 2000 sau numărul 3000 dintre prietenii mei pe Facebook și spun, trebuie să dau un premiu, că eu așa scrie părinte, nu m-am spus niciodată. Vreau să mă spovediți. Vai, am avut o asemenea mângâiere a doua zi la primit, am zis, vino, nu știu că mai e de atunci, nu am venit, dar s-a întâmplat ceva. Deci, de asta spun că asta este o unealtă, o unealtă. Nu priviți altceva, că nu suntem în nu știu ce epocă, ne mai pun. E o unealtă. Dar important e contactul ăsta uman, de la om la om. Dacă cumva suntem în mentalitatea asta că nouă ne e bine și mai vedem ce se mai întâmplă cu ceilalți, s-a terminat. S-a terminat cu toții. Nu numai cu ei. Eu cu toții. Eu nu cred acest. Vă rog, puteți să vă spun de ce. Vă rog. Pentru că m-am născut înainte de comuniți cu 2-3-4 ani. Da? Părinții mei, mă rog, au făcut închisorile cele mai grele și nu mi-au spus absolut nimic, nimic, absolut nimic. Am fost profesoară, n-am știut, n-am intrat în biserică și singură, la 50 de ani, am intrat ceva mamăna. M-am dus ca la teatru. Ce-o fi pe ușa aceea? Ce-o fi? Stăteam în spate pentru că știam mașinile negre care stăteau în dreptul bisericilor. Deci, aveam o frică, da? Și mai ales că eram în învățământ. Ei, vreau să vă spun, încet, încet am încercat să ajungeam pe la sfârșit, când se explica Evanghelia. Apoi, încet, încet, încercam să mă duc mai devreme, să aflu ce se întâmplă. Mi-era frică să întreb în stânga și în dreapta, de pe ușa aia, ce fac cu hârtiuțele alea? Ce se întâmplă? Și vă spun că am mers un an, doi, fără să mă spovedesc, că nu știam. Frica. Și în biserică mi-am fracturat piciorul, începând postul de Crăciun. Și pe urmă, încet, încet, dar după ani mi-am dat seama că intram în murdar în biserică, Dumnezeu nu permitea așa ceva. Cum a spus? Eram un om murdar. Eu nu am să cu contrazicerii, dar să-mi găduiți acum totuși să spun. Da, eram nespovedită. Făcusem foarte mult. Am înțeles situația. Repet, nu e ca și contrazicere, dar ia gândiți-vă un pic. Din mulțimea prostituatelor din Egipt, câte au fost Maria Egipteanca? Și ea este o figură absolut exemplară pentru noi. M-aș bucura să nu fie nevoie de toată lucrarea noastră pentru că avem atâta încredere în prezența Duhului Sfânt că se ocupă de fiecare parte și se pierde. Dar azi sunt fluvii de angajare prin culturile acestui timp care, în clipa când ai trăit acele culturi, ai păcătuit. Lași în spate praf. Și oamenii se hrănesc masiv cu asta. Deci noi ce facem cu aceste instrumente este să oferim foarte puțin, ar trebui să fim și mai mult, mult mai prezenți. Lumea este plină de mărturia
de mărturia și de chemarea la a gusta lucruri care nu sunt mântuitoare. Și noi suntem foarte firavi. E minunat că s-a întâmplat cu noastră și cu mine s-a întâmplat. Și poate mai sunt nu știu câți așa. Dar nu ne permitem luxul să ne imaginăm că în mod automat se întâmplă cu toată lumea. Trebuie să veghem și să vedem care sunt nevoile acestei lucruri. Iar noi, ca preoți, îndrăznesc să spun și cu cuvinte tehnice, trebuie să avem un plan pastoral, adică să ne uităm. Campusul de studenți. Biserica plină, mai aveți înainte de examen, nu doar luptăm. Cât e campus? Sau în biserica? Cât are campusul? 20.000. Unde sunt ceilalți? Punct. Ce face părintele pentru ei? Părinții? Și nu știu ce. Că e biserica plină? Sindromul ăsta cu referendumul ne spune foarte clar. Biserică plină, egal, deocamdată, un foarte mic procent din cei care ar putea să ducă viața în Hristos. 1 din 10. Exact. Ce fac pentru ceilalți? Cine sunt pentru ceilalți? Cum mă străduiesc eu ca să-i aduc? Noi nu reușim. Deci noi ce vedeți? Noi facem un fel de hey-rup așa, social. Și devenim un fel de spectacol lumii și facem circul acesta, câteodată circ, dar e, cum să spun, cât e binecuvântare, e minunat. Dar, ia gândiți-vă ce forță am avea ca fiecare de aici să spună, Dumnezeu, în 2 ani îmi propun. S-a avut pe cineva care nu simte, n-are o simție de omul. Hai să-l ajut să se deschidă spre realitatea asta. Mă ocup, 2 ani mă ocup de unul, 5 ani mă ocup de altul, 10 ani mă ocup de altul. La capătul vieții o să pot să spun lui Hristos cu îndrăzneală. Doamne, Tu ai spus cuvântul ăla. Că se vor ierta mulțime de acoperi, mulțime de păcate, dacă ajut pe cineva să ajungă la credință. Nu o fac ideologic. Și vă răspund. Noi suntem un existențial, un intelectual. De-aia privește trăirea. De-aia se transmite prin trăire și provoacă trăire. Și ceea ce iese de la inimă se duce la inimă, ceea ce iese din trăire se duce în trăire. Dar lucrul acesta care îl facem este o pepinieră ce facem în seara asta. Noi nu ne limităm la noi. Dacă s-a întâmplat ceva valabil în seara aceasta, încep să pun întrebarea, ce fac pentru frățiorul meu, pentru copilul meu, pentru aproapele meu, pentru gutare. Asta este viața adevărată în Hristos. Dacă cu adevărat a fost ceva valabil în seara asta, pe valabilul acesta vreau să-l împărtășesc celuilalt. Dacă e o direcție de drum bună, apoi să dau mărturie. Deci nu e vorba de ideologie, nu e vorba de, cum spunem noi, prozelitism și așa mai departe. Nu e vorba de asta. Dacă mie am descoperit comoara, apoi să spun și altuia că există comoara. Sau să o trăiesc astfel încât celălalt să o vadă, dacă cumva nu i-am spus. Asta este miza noastră. Deci și dau dreptate și în același timp. Noi nu ne-am permite să așteptăm numai că din gând în gând cineva s-a trezit. Și eu m-am trezit. Și m-am trezit. Dacă stau să mă și uimesc, cine știe ce rugăciune m-a purtat. Că nu va muri. Nu va muri, da. Aici aveți dreptate. Chiar dacă sunt niște hopuri. În Germania am găsit biserică. Nu vorbesc despre soarta omenirii sau soarta creștinismului. Asta nu mă... Eu nu pot să spună. Nu e o problemă. Nu asta mă îngrijorează pe mine. Eu știu atâta. Sunt în generația aceasta. Sunt realitățile acestea sociale. Noi trebuie să traversăm această viață astfel încât cât mai mulți să beneficieze și să câștige viața cea adevărată. Punct. Pentru că aștia sunt. Foarte frumos. Vreau să vă spun că săptămâna trecută am rugat pe un enoriaș din biserica noastră. L-am rugat frumos la spovedit. I-a spus, dragul meu, că m-a întrebat ceva foarte frumos. E un suflet foarte curat. Care a venit de curând la credință. De, pot să spun, 2 ani când a venit la credință. Și a venit cu toată inima lui. Și mi-a spus, Părinte, ce aș putea să fac și eu în postul ăsta? Mi-a plăcut întrebarea lui. Am spus, uite, domnule, un om care întreabă. Pentru că atunci când Duhul Sfânt a venit și s-a pogorât în limbi de foc și Apostolul Petru a predicat prima predică, Duhul Sfânt s-a atins de Petru, dar apoi s-a atins și de toată mulțimea aia. Și știți ce a întrebat mulțimea, nu? Și noi ce să facem? Când am întrebat și noi ce să facem, atunci Duhul Sfânt a venit și în ei. Și Duhul Sfânt a lucrat în ucenicul acesta al meu. Și m-a întrebat, Părinte, și eu ce să fac? Ce aș putea și eu să fac în postul ăsta? Și am spus așa, dragul meu, caută la tine la servici un coleg sau pe cineva și adu-l în casa lui Dumnezeu și vorbește-i despre Dumnezeu. Încearcă. Dragii mei, duminică a venit cu colegul lui aici. M-am bucurat, n-am putut să plâng de emoție, de drag. A venit cu colegul lui, care m-a salutat, care a fost luminos, care a fost luminat și care mi-a spus că are o problemă și că vrea să se spovedească. Dar asta a spus-o la sfârșitul liturghiei. Acest
ucenic al meu, a făcut ascultare că atunci, să știți că Duhul Sfânt cel mai puternic, după botez, da? La botez, Duhul Sfânt se atinge de tine și te îmbibă cu potențe, cu puteri, harice. Doar după, în maturitate, cel mai puternic se atinge Duhul Sfânt de tine în spovedanie, în taina spovedanie. Când tânărul ăsta a întrebat, părinte, ce să fac? Eu n-am știut ce să-i spun. Duhul mi-a spus, ia încearcă tu la un coleg. Și el în Duh a făcut asta. Și a venit cu colegului. Știți ce a spus colegului la finalul liturghiei petrecută aici? Ieri a fost la liturghie cu el. A spus tânărul acela, părinte, am niște probleme. Vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră. Vreau să mă spovedesc. Deci Duhul Sfânt a lucrat de la mine la ucenic, de la ucenic prin voința lui la un coleg. Și acum lucrează Duhul Sfânt în colegul acela. Și eu sunt foarte fericit pentru asta. Vreau să știți, părinte, că în București se întâmplă în ultimii 10 ani un fenomen la care sunt martor ocular. Mulți dintre tineri au visat că Uniunea Europeană și că apartenența noastră la valorile europene o să aducă ceva concret în viața fiecăruia. N-a adus ceva concret, ci a adus îndemnul de a munci mai mult pentru bani mai puțini și pentru taxe mai mari. Deci realitatea aceasta este. Eu plăteam CAS-ul la biserică, 2300 de lei pe lună, și astăzi plătesc 3800. Nu mă plâng, vă spun doar o realitate. Să vă dau un punct optimist, totuși. Nu știți ce înseamnă impozitele în Franța. N-aveți idee. Dacă e un stres pe sistem undeva, deci nu vă puteți da seama ce înseamnă să te viculezi chiar și bani mulți și să faci calculul la sfârșit cu ce rămâne. Da, e incredibil. Eu doar în trecere, am vrut doar să trec așa. Fiind pe aici, să vă spun că tinerii și-au pus niște speranțe, după care și-au dat seama că ideologic e un gol. Tu trebuie să muncești mai mult și bine faci, că muncești mai mult pentru ceea ce îți dorești. Dar în adâncul inimii tale lipsește ceva. Numai Hristos poate să pună ceva. Și atunci mulți tineri astăzi, în condițiile în care au văzut despre ce e vorba în propoziție, au visat și s-au dezvrăjit, da? Și apoi s-au întors către Dumnezeu. Și văd astăzi foarte multe familii de tineri, tineri mulți și în biserica noastră și peste tot, și prezenți și în online, foarte mulți tineri care caută pe Dumnezeu. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Deci, suntem europeni, credem în valorile europene, credem în democrație, dar inima i-o dăm în Hristos. Da, și mai ales Europa asta trebuie să cum să spun? Deci noi, cu ceea ce suntem noi în ființa noastră, cu asta participăm în Europa. Pentru că sunt tot felul de tendințe ideologice de a marginaliza ceea ce suntem noi și a le pune pe altele în față. Deci este, adică fiecare vine cu valorile lui și asta înseamnă o construcție europeană. Că și eu particip cu valorile mele. Să avem curajul acestei mărturisiri. Cărămida pe care noi o punem este foarte puternică. Poate că nu suntem conștienți de ea. Dar ce participăm noi la construcția europeană este ceva foarte puternic. Gândiți-vă numai că în Frankfurt pe Main 72 de șefi de secție, chirurgi, mari profesori în medicină sunt români. Gândiți-vă că multe capete luminate în Franța, în Germania, în Italia, în UK sunt români. Gândiți-vă că mulți români sunt marginalizați tocmai pentru că sunt prea inteligenți. Gândiți-vă la faptul că ortodoxia, acolo unde este acum, mai prezentă, italienii dau biserici ortodoxilor pentru că ei au grijă de biserici, pentru că bisericile sunt pline. Veniți de acolo, noi vă vedem pe cei care sunteți acolo, că puneți o cărămidă foarte frumoasă la construcția asta. Sigur că se întâmplă niște lucruri uimitoare și pentru noi, adică să fim, la un moment dat discutam cu mine presimțitul și spuneam, era la 10 ani de atelier, cred că în sfârșit și spun, uitați câte s-au întâmplat, câte s-au putut face. Și spune, se uită la mine așa urmă și spune, se poate spune în ambele sensuri. Și cât de mult s-a făcut și cât de puțin s-a făcut. Ambele sunt valabile. Sigur că sunt lucruri uimitoare și pentru noi. Adică, dacă stai să te uiți ce se întâmplă în țările acestea, este uimitor, într-adevăr, și pentru noi. De unde am plecat și unde suntem. Sigur că e o imensitate în fața noastră. Dar sunt foarte... Adică încerc să fiu realist. Vă rog, apropo de medici ăștia, că sunt în zona turcă, cred că vreo 90 de medici care nu calcă pe la biserică, dar ei sunt medici acolo și fac lucruri nemaipomenite.
Dacă biserica e aproape în stare de dărâmare pentru că nu s-a avut grijă de ea și acum începem să punem la... Sigur că se vor apropia acest concediu. Însă avem mare nevoie de conștiința aceasta profetică, între noi să spun. Că dacă Dumnezeu, într-adevăr, a îngăduit să fim în Occidentul acesta, cel mai mare dar pe care putem aduce acolo este să ducem ceva din trăirea aceasta care nu se limitează la timp și la spațiu. Aici ar fi miza. Dacă cu cât înțeleg mai mult, cu atât este mai mare forța noastră acolo. Dacă nu, ducem tarele de aici, acolo. Da, numai că sunteți obligați să vă smeriți mult mai mult decât noi, cei de aici. Adică pe noi oamenii aici ne iubesc și ne răsfață, iar simțiile voastre acolo trebuie să vă smeriți. Vă dau o mărturie, concret. În orașul Aberdeen, plin de ingineri, IPG-ști, cei care au terminat Institutul Petrol și Gază, da? Petroliști cu salarii de la 80.000 de lire în sus. Părintele se duce la biserică, constată, ca și Sfinția voastră, că din 90 de medici nu vine nimeni la biserică, el constată că petroliștii aia nu vin la biserică. Dar unde se ducea petroliștii? Se ducea sâmbătă la fotbal. Părintele își ia echipament de costum, își ia un tricot de la asta, de echipa națională, de asta galben, așa, se duce și el acolo și zice, bună ziua, bună ziua, eu sunt părintele, așa, Marcel, părintele Marcel, vreau și eu să joc fotbal cu voi. Ăștia toți, bă, a venit Popa să joace Popa, bă, Popa. Bă, dar unul mai dupeist, bă, Popo, dar ce ai venit tu să... Păi vreau și eu să joc fotbal cu voi. S-a smerit părintele și a suportat așa glumele și ironiile. Dă-i pasă la Popa, dă-i la Popa, pune-l pe Popa la înaintare, dă-l gol. Și a jucat fotbal cu ei. După ce a jucat fotbal cu ei, era un timp la bere. Și a băut și el o bere cu ei. Și le-a spus la final, dragii mei, vă rog frumos, astăzi am venit eu la voi, e sâmbătă. Mâine dimineață vreau să veniți voi la mine. Au venit toți. Toți acei ingineri care au jucat fotbal cu părintele au venit acolo. A doua zi, ce face părintele Marcel? Termină liturghia. După liturghie spune, fraților, avem echipă de tineri, ingineri, veniți aici la biserică. Vreau să delegăm dintre ei unul care să fie epitropul. Epitropul bisericii a fost numit ăla care i-a zis, băi popo, ce cauți pe aici? Ăla care a mai tupeis, care a mai organizator, care a sunat pe toți să vină la fotbal. L-a pus epitrop. Știți ce a făcut epitropul ăla din ziua aia? A încercat el să-i sune pe toți românii, băi, ajuns pe la biserică. Vedeți, asta este. Părintele acum este o minunată, a fost preot în Arabie, după aceea s-a mutat, a făcut trei parohii, parohie în Inverness și apoi în Glasgow. Și acum unde? Acum este în Bârsana. Gata, îl știu. S-a întors în România. E un minunat, un minunat. L-am iubit foarte mult. Vedeți că are în spate ani mulți de frăsimei. Adică când era copil, pentru că frații lui sunt monași. Da. Agaton de la... Exact, Agaton și cu... Au fost în Sighestrie, da. Asta. Deci, adică deja, eu când frecventam Frăsineiul, l-am întâlnit, deja era acolo. Și sigur, după aceea s-a putut căsători, deci, dar s-a impregnat de toată. Însă, vedeți, lucrurile acestea sunt minunate, noi încercăm să fim realiști și, pe de altă parte, să căutăm tot felul de căi. Dar, apropo, cu smeritul și așa mai departe, să știți că ne iubesc pe noi foarte mult. Ne iubesc oamenii. Ce, vă spun sincer, deci când mă duc la tur, deci aproape mi-au dat lacrimile în ultimele dăți, deci cu atâta delicatețe îmi spun, părinte, să nu vă lăsați, veniți, adică nu ne lăsați, deci veniți la noi. Vă dați seama că o singură persoană, dacă spune așa, face de mers, adică totul, se validează totul și nu e numai o persoană. Pentru că ei știu că e greu și că încă nu suntem puși pe picioare și așa mai departe. Deci să știți că satisfacțiile sunt enorme la noi. Chiar vreau să ne provoacem fixul. Pur și simplu, vă spun, avem o viață atât de plină și de bogată, cu tot felul de aspecte. Mergem în închisori. Cum s-a redeschis închisoarea din... Nu, am fost acolo, am făcut o primă vizită și așa mai departe. Vă spun sincer, deci că pentru mine a fost pasionatoră și ceva, deci pur și simplu eram acolo, am uitat de toată lumea, eram în prezenta închisoarea, deja 6 cele să-i văd și așa mai departe. Sigur, voi avea un fel de parochie acolo, începe. Toate schemări la muncă. Dar când te ocupi de o chestie, te ține. Când te ocupi de cealaltă, te ține. Când ajung seara acasă, sunt așa. Dar e ca și cum ai dus filmele alea de acțiune care n-ai putut să te oprești. Te-au prins secvențele și s-a terminat. Nu e tot timpul așa, dar deseori e așa. Adică vreau să spun să nu ne plângeți că avem niște satisfacții imense cu lucrurile pe care le facem. Minunat. Vreau să știți că duminică vom merge și noi de aici din parohie câțiva enoriași. În Paris.
la penitenciarul din Rahova, nu la penitenciarul de maximă siguranță din Rahova, unde am fost chemat de directorul penitenciarului, care m-a rugat să vorbesc cu niște oameni cu situații grave, suicid și așa mai departe, depresii severe, și am vorbit cu câțiva și am descoperit acolo și oameni care cu adevărat s-au întors. Și eu, biserica, nu se mai slujește de o lună de zile la preotul de acolo, n-am mai putut să mai rezist, e foarte greu să fiu preot acolo. Și le-am promis că duminică voi sluji acolo și nu voi veni la biserică la mine, sper să nu se supere noria și mei, dar vreau să slujesc acolo. Ei selectează din 1200 de deținuți, 60 de oameni îi selectează și aduc la liturghie și o să-mi iau câțiva ucenici să mergem acolo. A fost la fel o experiență extraordinară. Oameni departe de Dumnezeu care caută o cale și din harul Domnului îi văd că lucrează Duhul Sfânt în inima lor. Părinte, Ne oblig? Dacă ați spus așa cum a stat. Ideea este că eu am o conferință joi la Alba Iulia. Vorbesc la 400 de studenți din Ascolul Alba Iulia, la Casa Studenților. Părintele mâine seară, la Biserica Șerban Vodă, are o conferință foarte frumoasă și interesantă, sunt convins. Nu știu ce voi spune, dar să știți că e frumoasă. Mâine seară vă rog mult să nu vă faceți alt program. Altă temă. Lăsăm pe Părintele să ne vorbească. Deci mâine seară eu vă fac un promo și Părintele continuă. Veniți să-l reîntâlniți pe Părintele Răzvan la Biserica Șerban Vodă, la bunul meu prieten, Părintele Pompiliu. Deci, v-ați spus sincer că nu știu încă ce voi evoca mâine, dar, într-adevăr, da, știu, pentru că l-am oferit eu. Este teologie și știință, sau știință și teologie, două puncte, divergențe și convergențe, adică ceea ce merge împreună, ceea ce separ. Vă spun foarte onest că n-am pregătit nimic pentru mâine, dar am petrecut ani îndelungați cercetând problematica respectivă. Mi-am făcut o teză de doctorat în teologie pe zona de teologie și știință, raportul și așa mai departe, deci cred că voi reuși să stăpânesc o oră de dialog pe tema aceasta, cu cunoștințele anterioare, fără să mai fac efortul de azi până mine, pentru că vom discuta mai mult la nivel de principii, nu vom intra poate în lucruri foarte... Deci, dar va fi altceva decât ce e în seara asta, dacă să înțelegeți. Acum nu vă simțiți cu nimic așa, cu drag, mă bucur, cine vrea să vină, cum să vină, însă tema va fi diferită, deci va fi alt registru, deși încercarea mea este, să știți că ultimul trend pe care îl simt eu așa în zona asta de teologie și știință este știință și duhovnicie. Adică, de fapt, este o cântărire duhovnicească a efectelor pe care le provoacă știința asupra vieții oamenilor. De fapt, aici este misa pentru viața bisericii. Dar mi-au trebuit 15 ani ca să pun problema așa. Minunat! Cei care veți putea să mergeți mâine seară, personal îi mulțumesc mult Părintelui pentru dragostea cu care a venit spre mine. Mulțumim Gureanu, cel care este aici în spatele doamnei dr. Coșofreț. Îmi spune într-o zi, mie îmi place Părintele Răzvan. La care eu îi spun, și mine. La care el continuă. Și nu vreți să-l invitați la noi? De asta face ucenicul care forțează Părintele său spre ceva. Dacă e lucrarea Dumnezeu, se face. Tu provoacă-l. Și eu nu sunt sigur. V-am sunat și mi-a spus că nu puteți și că îmi veți spune când veți putea. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul. Adică răspunsul a fost așa. Sunt foarte prins. Mi-e imposibil și să mă gândesc la tine. Dar te-am în minte. Asta a fost mesajul cu care eu am rămas. Dar te-am în mintea mea. Vă spun sincer, atunci mi-am luat gândul. A fost în noi, octombrie, noiembrie. Am zis așa. Mă număr și eu printre acei mulți care îl sună și îmi răspunde așa. Dar am avut o mare surpriză. M-a sunat în ianuarie și mi-a spus, Părinte, m-am gândit la tine și am o dată, 18 martie, și o temă, miza postinii. Deci, asta m-a impresionat, m-a bucurat că inima Părintelui s-a încălzit și că a venit Părintele spre biserica noastră și spre noi în Duh. Seara aceasta a fost o seară de duhovnicie și de Duh și de simțire și de trăire în adevărul dumnezeiești, dar și în adevărul vieții noastre trăite. Noi suntem în fața dumneavoastră, dar suntem ca dumneavoastră. Diferența dintre noi este că Dumnezeu ne-a ales pe noi să vă vorbim vouă. Putea să aleagă doar de data asta. Și ne-am bucurat și am fi foarte fericiți ca să rămâneți cu ceva din ceea ce s-a spus în această seară. Ne-am adresat mai mult sufletelor și îi mulțumesc Părintelui pentru pacea, pentru bucuria, pentru dragostea pe care a venit în mijlocul nostru. Și îl rog să mai vină și altă dată. Vă voi spune exact cum am început, ați văzut cu ce
Eu simt ca o datorie cumva să răspunde. Și chiar dacă nu pot în momentul respectiv, undeva va fi un răspuns. Nu, de exemplu, că fac sfințirile în Paris, deși mi-a iau o lună și ceva cu aghiazma mare, adică foarte mulți cercuri sunt foarte mulți, la distanțe mari. Dar încerc să nu se pierdă niciunul. La fel cu toate lucrurile. Deci toate solicitățile astea care vin undeva se păstrează și la un moment dat merg în întâmpinare. Și dacă mai e de actualitate, fac. Deci, nu, adică nu că s-a încălzit între timp, ci că pur și simplu am așteptat să vină contextul să se poată și s-a reduit când și, cum să spun, lucrurile se petrec cel mai bine așa, când revine dincolo. Vă așteptăm și la toamnă. Mulțumesc din suflet. Nu știu ce se va rădui, dar vom vedea ce va rădui. Dumnezeu să fie învățat.